Oameni buni, bună ziua! Iată, ne revedem după două săptămâni, ne revedem din nou la Podoleni. Chiar și rândul trecut și acum tot pe fugă, că asta e activitatea locuriță tărâță, are timp puțin și îi întinzi dintr-o parte în alta, dar să te plângi în ziua că nu te mai întreabă nimeni nimic. Până atunci înseamnă că mai câte un pic de importanță. Eu vă mulțumesc frumos că ați binevoit să veniți la această întrunire, o întrunire electorală. O să fiu foarte scurt. Este nevoie de dumneavoastră, de votul fiecăruia, cu o importanță deosebită pentru data de 9 decembrie. Avem nevoie de schimbare, avem nevoie de a prelua putere în adevăratul sens al cuvântului și pentru această problemă am început cu Comuna Dragă Mie, Comuna Podoleni. Suntem aici la o aruncătură de băți, de la Zănești la Podoleni, de fapt, cu marea majoritate dintre dumneavoastră avem tangențe zilnice. Vreau să vă prezint pentru candidatura pentru Camera Deputaților, pentru Colegiul 3, unde am fost deputat în sesiunea anterioară, în perioada 2008-2012, pe domnul dr. Harbuz, nemțean de-a nostru, care la orice problemă, atât timp cât a fost în Ministerul Agriculturii secretar de stat, cu orice problemă am apelat, a fost alături de mine, a fost alături de județul Neamț, fiind și județul de baștina dumnealui. Apelez la dumneavoastră și garantez seriozitatea și demnitatea cu care lucrează. Apelez la dumneavoastră și vă solicit votul în mod deschis și cu toată bunăvoința, fiindcă îl cunosc nu de azi, ne știm de ani de zile. Niciodată nu m-am înconjurat de oameni slabi, nu m-am înconjurat de oameni care nu au competență și ați văzut că dacă în agricultură am făcut performanță, am făcut datorită faptului că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și am avut înclinarea spre alegerea unor oameni de calitate. Și rezultatele vi s-ați văzut. Cu ajutorul Dumnezeu, cu munca noastră, am avut rezultate bune și foarte bune. Pentru funcția de senator în Colegiul 3, Uniunea Social-Democrată l-a propus și l-a ales pe domnul inginer Eugen Țapu, nemțean de-a nostru, fiul domnului profesor Țapu din Piatra Neamț, om cu notorietate, vine din economia reală, nu vine din undeva din birourile ajustate undeva la nivel de București, care n-au tangență cu zona noastră, cu satul nostru, și cu Riță Tărâță, de câte ori v-a promis ceva, știți prea bine că nu și-a uitat cuvântul și l-a respectat cu sfințenii. De asta apelez la dumneavoastră să fiți alături de noi pentru a schimba echipa care conduce România astăzi, care a condus România, dacă mai bine zis, că ați văzut că tot datorită votului popular a preluat USL-ul, dar trebuie confirmată pe data din 9 decembrie alegerea cu adevărat a USL-ului pentru funcțiile de conducere a României. Alături de mine se află cealaltă echipă de la Consiliul Județean, doamna vicepreședinte Emilia Arcan, domnul vicepreședinte Farcaș, toată echipa, că îi caut că nu știu pe unde, stânga sau în dreapta, dar toți care sunt aici sunt de partea stângă, că totdeauna puterea trebuie să fie de partea celor mulți, de partea stângă, fiindcă în stânga din totdeauna a fost mulțimea. Eu vă mulțumesc frumos, vă doresc o petrecere frumoasă în continuare. Pe mine o să mă scuzați că trebuie să plec la alte adunări și așa e viața, cum se zice, și o să rog pe domnul dr. Harbuz, pe domnul inginer Țapu să continui împreună cu dumneavoastră activitatea și să țină câte un speech în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos! Vă doresc din suflet să aveți izbândă și reușit în ceea ce faceți, iar absolut cei
care ne dau votul nu trebuie uitați. Și promisiunile trebuie să fie transformate în fapte. Vă mulțumesc, domn doctor. Mulțumesc și eu, domnule președinte, bine ați venit. Pe 9 decembrie dumneavoastră trebuie să luați puterea. Poporul pe 9 decembrie trebuie să ia puterea. Noi, această echipă, eu personal aici în Colegiul 3, împreună cu candidatul la Senat, domnul Eugen Țapu, vă promitem că vom fi o echipă în slujba dumneavoastră, numai pentru dumneavoastră. Puterea trebuie să o aveți dumneavoastră, iar noi să muncim ca această putere să însemne fapte, să însemne soluții pentru problemele pe care le aveți și aveți destule. Problemele de sănătate, problemele de educație, problemele sociale. Știm că an de zile ați fost chinuiți, știm că sunteți stresați și obosiți de atâtea promisiuni. Poate că începerea campaniei electorale cu acest spectacol este și un semn, uitați-vă la vreme, după sufletul dumneavoastră, este un semn că de acum zile vor fi mai senine și soluțiile cu care noi venim vor veni să vă aline suferința din ultimii ani și să vă dea mai multă prosperitate și o viață normală. Pentru asta luptăm noi, echipa USL, suntem în slujba dumneavoastră, pe 9 decembrie vă așteptăm la vot, poziția 2 pe buletinul de vot, acolo este echipa câștigătoare pentru voi și pentru românii care trebuie să-și reia înapoi puterea. Pe 9 decembrie, poziția 2, vă așteptăm la vot. Distracție plăcută și vă promitem că dacă vă veți simți bine astăzi, vă veți simți cu noi, cu echipa, bine în toți acești ani. Bună ziua, oameni buni! În primul rând doresc să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care sunteți alături de noi astăzi aici în această frumoasă zi de toamnă spre iarnă. În al doilea rând aș dori să mulțumesc gazdei noastre, domnului primar Cristian Ciubotariu, primarul comunei Podoleni, Croitoriu, mă spune. Nu în ultimul rând îi mulțumesc pentru că este alături de noi domnului președinte al Consiliului Județean, Culiță Târâță, un om deosebit care a făcut și va face din noua postură multe pentru comuna dumneavoastră și pentru toate localitățile din mediul rural din județul Neamț. De asemenea, mulțumesc colegilor din echipa USL care sunt astăzi alături de noi și le promit că și noi vom fi întotdeauna alături de dumnealor și evident că și de dumneavoastră. Mai nou, dacă ați observat, adversarii noștri politici, cei din PDL, adică gașca lui Băsescu, s-au revopsit. Își spun acum ARD și culmea tupeului și-au pus simbol inima. Inima reprezintă dragoste și respect față de oameni. Adică exact ceea ce nu au arătat în ultimii ani dumnealor. Băsescu și pediștii. De aceea, rugămintea noastră este ca pe 9 decembrie să le dăm o lecție împreună și să nu votăm de această dată cu inima, ci să votăm cu capul sus, să votăm cu cap, să votăm cu candidații USL. Pentru că noi reprezentăm schimbarea adevărată a acestei națiuni. Și așa cum spunea colegul, coechiperul și prietenul meu, Liviu Arbuz, suntem cei care vom reda puterea în mâinile dumneavoastră. De asemenea, mai există o mare diversiune concepută în laboratoarele Cotrocenului, la ordinul lui Băsescu, și aceasta se numește Partidul Poporului. De altfel, în județul Neamț este primul județ în care, în ultima perioadă, și-au dat arama pe față, că nu sunt nimic altceva decât același PDL mascat care vor să rupă voturi. Vă rog, insistent, ca dumneavoastră, toți cei care sunteți azi alături de noi, să vorbiți cu prietenii dumneavoastră, cu rudele dumneavoastră, cu cunoștințe, cu toți, pentru că pe 9 decembrie să le dăm o lecție, să câștigăm la un scor zdrobitor pentru a putea schimba Constituția, pentru a putea schimba
cetățenii aceia șase de la Curtea Constituțională, că deși au bătut joc de voința dumneavoastră, și pentru a-l alunga definitiv pe Băsescu de la Cotroceni și a-l trimite acolo unde este locul, la groapa de gunoi a istoriei. Vă mulțumesc și vă urez în continuare distracție plăcută. Acum a venit momentul să vă distrați, a venit momentul să vă simțiți bine. Sunați-vă toți prietenii, sunați-i pe toți locuitorii comunei și a comunelor din jur, așa cum domnul primar al comunei Podoleni, căruia îi mulțumesc, și ceilalți primari ai comunelor din acest colegiu sunt prezenți. Sunați-vă toți prietenii, toate neamurile să vină la cel mai frumos spectacol, pentru că astăzi aici pe scenă cântă o trupă foarte dragă mie și cu siguranță și dumneavoastră, trupa Provincialii. Mulțumim invitațiilor care au venit alături de noi. Mulțumim primarilor din Colegiul 3 care sunt alături de noi și dânșii, și pe data de 9 decembrie vă așteptăm la vot pentru a prelua puterea. Mulțumim frumos și distracție plăcută!